Un bărbat de 75 de ani a căzut secerat în stradă, iar în scurt timp a murit. Trecături au chemat ambulanța, medicii însă nu au putut decât să constate decesul. Incidentul șocant s-a întâmplat în jurul orei 11 și 25 de minute pe strada Taylor din sectorul botanic al capitalei. Potrivit poliției, bărbatului s-ar fi făcut rău în timp ce mergea pe drum. La examinarea de către medicul legist nu au fost depistate urme de moarte violentă. Cadavrul a fost îndreptat spre centrul de medicină legală pentru a stabili cauza exactă a decesului. Pe caz a fost inițiat Iată o anchetă. Vacanță cu final nefericit pentru o familie de moldoveni ce se întorcea de la mare. Mașina în care se afla a intrat într-un cap de pod. Totul s-a întâmplat pe un drum din localitatea Bordea, județul Neamț. Presa română scrie că șoferul a dormise la volan. În urma loviturii puternice, o fetiță a rămas încarcerată, așa că a fost nevoie de ajutorul pompierilor pentru a o scoate din fiarele contorsionate. A fost grav rănită și mama, care în aceste momente se află într-un spital din România. Fetița elevă în clasa 7 a fost adusă cu un echipaj smurd la Chișinău. Mama Însă, deocamdată nu poate fi transportată, ținând cont de starea mult prea gravă. Familia este din Fălești, așa că autoritățile de acolo au cerut ajutorul comunității pentru a aduna bani. Incident teribil în satul Nişcani, raionul Călăraș. Membrii unui echipaj de pe ambulanță ar fi fost bătuți de un individ care sunase la 112 și le ceruse ajutor. Potrivit șefei asistență medicală urgentă Călăraș, totul s-a întâmplat încă acum două zile lângă un izvor. Bărbatul de 26 de ani alertase doctorii pe motiv că ar avea o plagă la antebraț. Ajunși acolo, medicii au descoperit doi indivizi în stare de ebrietate, în care unul era rănit la o mână. Filterul nostru a încercat să informeze ce s-a întâmplat, să cu диалог с аккорда стенца медикала, а чест стимп а, persoane a fost doborât la pământ, lovit cu picioarele. Șoferul nostru a încercat să-i acorde, adică cumva să-i desparte, dar a fost îmbrâncit într-un șant. Ce să zic, încă a fost solicitat, adică poliția, echipajul de poliție a venit repijor, numai că agresorii deja... Fugisă. Când am up, susține că felcerul s-a ales cu traumă craniocerebrală, comoție, fractură închisă a oaselor nazale, hemoragie nazală, contuzia urechii pe stânga, iar șoferul s-a ales cu contuzia mandibulei, dar dar și a țesuturilor moi. Poliția a inițiat o anchetă și urmează să stabilească toate circumstanțele. În ultimele 24 de ore, incendiile au mistuit peste 120 de hectare de teren în toată țara. Salvatorii au intervenit în cel puțin 34 de focare. Panică mare a fost ieri la Cahul, unde 10 hectare de pădure au fost înghițite de vâlvătaie. În ajutor, pompierilor au sărit și localnicii. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. În localitatea Lunga, din raionul Florești, au fost pârjolite 80 de hectare de teren. Flăcările s-au extins cu repeziciune până pe teritoriul aeroportului Mărculești, unde au mistuit 40 de hectare. Timp de 5 ore, 8 echipaje de pompieri și angajați ai forțelor armate cu autospeciale au luptat cu flăcările. Din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei precipitațiilor, pe arii extinse se va menține codul galben de pericol excepțional de incendii. Avertizarea e valabilă până pe 22 iulie. În acest context, IGSU îndeamnă cetățenii să nu dea foc vegetației uscate, adulții să supravegheze copiii, iar în caz de situații de risc să apeleze serviciul 112. Pe drum sau în zbor, un vitezoman a fost prins de poliție, circulând cu aproape 200 de km la oră. Bărbatul de 58 de ani la volanul unui Mercedes și-a permis să gonească accelerând până la 192 de km pe oră în apropierea localității Cojușna. Potrivit poliției, acesta riscă o amendă de 5.000 de lei cu suspendarea executării dreptului special de a conduce vehicule pe un termen de la 60 la 90 de zile. Oamenii legii mai precizează că din cauza depășirii vitezei pe drumurile din țară, de la început Anului, au fost înregistrate 297 de accidente rutiere. În consecință, 44 de persoane au decedat, iar 373 au primit diverse traumatisme. 2600 de euro mită! Atât ar fi cerut doi bărbați din capitală de la proprietarul unui Mercedes-Benz C220 care voia să-și vămuiască automobilul înmatriculat în Germania. Indivizii s-ar fi lăudat că au trecere la postul Vama Leușen și pot obține o reducere de 70% din cota accizei stabilite de lege pentru mijloacele de transport cu termen de exploatare de șapte ani. După ce nu s-a ținut de cuvânt, bărbații ar fi întors banii, însă supărat proprietarul s-a plâns la CNA. Acum cei doi bărbați sunt cercetați pentru trafic de influență. Ofițerii CNA au descins cu percheziția acasă la cei doi de unde au ridicat dispozitive electronice, mijloace bănești, dar și alte obiecte. Bărbații sunt cercetați în stare de libertate. Orice perso se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irrevocabile de judecată. Armata Națională va primi 20 de blindate, mașinile vor ajunge în țara noastră săptămâna aceasta, fiind o donație a armatei americane. Din cauza canicolei care aduce temperaturi de peste 40 de grade, Ministerul Apărării anunță că transportul unităților va fi organizat noaptea când temperaturile sunt mai mici și traficul mai degajat. În 2014, Armata Națională a mai primit din partea Statelor Unite ale Americii 43 de astfel de vehicule armate. Acestea sunt utilizate de militarii noștri în cadrul antrenamentelor, dar și a exercițiilor naționale și a misiunilor internaționale de menținere a păcii. Ministerul Apărării din Republica Moldova și Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii au semnat un memorandum de colaborare în domeniul militar în anul 1995. De frica rolării la război, bărbații ucraineni continuă să traverseze clandestin frontiera moldo-ucraineană. Numai în ultimile zile, alți 13 fugari au fost prinși pe teritoriul nostru. Poliția de frontieră susține că majoritatea a fost surprinsă la Copciac. Toate persoanele au solicitat azil politic. Oamenii legii nu anunță dacă aceștia au fost ajutați de cineva sau au evadat pe cont propriu. Ieri poliția de frontieră a anunțat că a descoperit întâmplător o nouă grupare de migrații ilegale din care fac parte moldoveni și ucraineni. Un tânăr de 20 nou de ani din țara noastră a fost reținut. Mână oară în luna iunie, 15 ucraineni ar fi ajuns în Republica Moldova într-un tir frigorific. Pentru acest serviciu, fiecare dintre bărbați ar fi plătit câte 8.000 de dolari. Despre schemă s-a aflat acum câteva zile după ce doi ucraineni pătrunși în țara noastră ilegal au vrut să iasă prin va masculeni. Pe de altă parte, Poliția de Frontieră mai spune că la punctul de trecere Leova, 3 moldoveni s-au aventurat să treacă în not prutul. Bărbații au ajuns în România, însă ulterior au făcut cale întoarsă, iar acum urmează să fie sancționați. Un bărbat de 47 de ani din Gloden a fost condamnat la 6 ani de pușcărie fiind acuzat că și-a bătut cu cruzime amicul de pahar. Totul s-ar fi întâmplat în luna mai la Gloden. Cei doi consumaseră alcool împreună, după care între ei se iscaseră o ceartă care a degenerat într-o bătaie. Inculpatul ar fi snopit cu pumnii și picioarele pe prieten care s-a ales cu vătămări corporale grave. Bărbatul urmează să-și spășească pe într-un penitenciar de tip semi-închis. Decizia pronunțată de judecătoria Drochia, sediul Gloden, este cu drept de atac. Percheziții în sudul țării, poliția anunță că a descins acasă la patru indivizi din Cahul, Vulcănești și Taraclia, care țineau ascunse arme, muniții, dar și cantități mari de pulbere pentru substanțe explozive. Cei patru au vârstele cuprinse între 32 și 65 de ani. Oamenii legii susțin că armele deținute ilegal ar fi fost folosite pentru braconaj. Ofițerii ENI mai precizează că munițiile erau adaptate și folosite de către suspecți pentru vânătoarea animalelor sălbatice, în lipsa autorizației corespunzătoare și în perioada interzise pe timp de noapte. Bunurile au fost transmise pentru efectuarea expertizei balistice, ce ar urma să stabilească dacă acestea au fost folosite și în comiterea altor infracțiuni. Conform legislației în vigoare, bărbații riscă închisoare de la 3 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a deține sau port și folosire a armei.